Nu trebuie să intrăm în panică, dar este bine să avem în minte o listă cu lucrurile pe care ar trebui să le avem asupra noastră în cazul unei situații de urgență, precum o invazie sau un dezastru de orice fel. Reprezentanții Crucii Roșii au întocmit ceea ce ei au numit trusă personală pentru utilizare în caz de dezastru. Aceasta trebuie să cuprindă lanternă cu baterii de rezervă. Folosiți lanterna pentru a vă orienta atunci când s-a întrerupt lumina. În caz de urgență, nu folosiți lumânări sau orice altă flacără deschisă ca sursă de lumină. Un aparat radio cu baterii. În situații de urgență, veștile cu privire la cursul evenimentelor circulă cu rapiditate. Atenție, împrospătați bateriile, acumulatorii pentru a asigura funcționarea aparatelor la nevoie. Hrana. Este recomandat să aveți suficiente alimente neperisabile, cel puțin pentru o zi. Alegeți alimente care nu necesită păstrare în frigider, preparare sau gătire și pentru care să nu aveți nevoie de apă. Includeți în trusă medicamentele uzuale pe care le folosiți fără rețetă, inclusiv analgezice, medicamente pentru stomac. Consultați-vă cu medicul sau farmacistul pentru a afla care sunt condițiile în care trebuie păstrate aceste medicamente și stabiliți un loc fix de depozitare.